Zeci de ceaune pline cu tochitură de berbecuți, sarmale din pește, fasole cu gârnați și grătare pe care au sfârâit pastrama și mititeii au umplut un sit arheologic din Ialomița. Delicatesele medievale, pregătite după rețete vechi de sute de ani, au adunat peste 4.000 de oameni la Casa Tudorii, lângă Giurgeni, pe locul unde s-a născut Mihai Viteazul și unde arheologii au descoperit un oraș medieval. Sute de bunătăți, de la ciorbe și tocane la prăjituri, dulcețuri, siropuri și conserve, toate pregătite de gospodine pricepute, i-au ademenit pe vizitatorii dornici să guste din meniurile medievale. Da, domnule, poftiți la berbecuți, berbecuți de sălcioara, făcut cu ingrediente de casă, cu usturoi, cu sare, cu piper. Foile de damfin le-am prăjit la nap prin râșniță ca să dea gustul. Și vedeți și dumneavoastră cu vinul roșu ce rumen se face. Exact precum un cozonac în cuptor. Și foarte mult suflet. Deci suflet pentru persoanele dragi care vin să servească de la noi, de la Sălcioara. Și câte ore trebuie să se perpelească așa? Deci așa? În jur de, și de vârsta care o are, dar în jur de 6 ore. 6-7 ore se face. Un topicuș de berbecuț, la ceaun, pastramă, calasudiți, o țuică bună, un vin bun, calasudiți. Și multă, multă voie bună. Am pus carne de berbecuț, ceapă, ardei, pastârnac, păi de dafin, piper, punem și la urmă vreo 2-3 căței de usturoi să-i dea un gust mai bun. E o rețetă așa știută doar de ciobani? Numai de ciobani, numai ciobanii mănâncă așa ceva. Acum s-au învățat și urășenii să mai mănânce tot după la ciobani. Ce gustos! Baoleu, mamă, o să gustați când am terminat-o. Chiar vă rog să veniți. De câte secole se face mâncarea asta? De când de ciobănia s-a făcut mâncarea asta? De când sunt ciobanii pe pământ, face la stână cât un topicuș așa ca lumea să mănânce toată lumea. Toți trecătorii care trece pe la stână și a venit să bea o cană de apă, mănâncă și o porție de mâncare. Și Mihai Viteazul mânca din asta? Păi cum să nu mănânce? Românii noștri de la bun început au fost păstori. Rețete tradiționale, da, de la mama de acasă, murături asortate, toate felurile, toate genurile, dulcețuri făcute după rețete vechi, laptele cu orez, iaurtul prins în ulcică. Iaurt de casă. Iaurt de casă. Iaurt care stă lingura dreaptă în el. Care stă lingura dreaptă în el. Da? Adevăratul iaurt. Gospodinele vesele din Ciochina au venit anul acesta cu tradiții de Crăciun. Și purcelul a fost din ograda noastră, nu e nimic de cumpărat și am început cu răciturile. Piftia, lebărul, toba, avem cârnați, avem sărmăluțe, avem galdaboș, avem pomana porcului, prăjiturica tradițională în foi pe care ne-o făcea mama, cozonac și mai avem și murăturile care merg cu tot ce avem aici, cu cârnăciorii și cu pomana porcului. Și acolo ce aburește? Aici am mămăliguța făcută din mălai tradițional. Nu e ea prea estetică, dar e mămăliguța tradițională și am mestecat la ea de ne-a venit rău, că așa trebuie să mestecăm la o mămăligă de asta tradițională. E fierbinte, fierbinte. Iahnie de fasole cu cârnați, vrață pe varză, plăcintele cu foaia făcută în casă, nu de cumpărat, și de brânză și de dovleac și de mere, ruladă de pui și piftia. Și piftia la vremea asta chiar e o provocare. O fi din aia de pe vremea lui Mihai Viteazul? Păi cred că da, cum o sigur. Dar cine a făcut-o, a făcut-o după rețeta, cum se făcea odată. Vânturată de 40 de ori. Așa se face, se pune usturoiul și se vântură de 40 de ori. Altfel nu iese. Și cum iese? Închegată și limpede. Nu se vede aici că este în strachină cât e de limpede, dar este. Eu am tocană de chipadele, zis murături, păsat, pâine de casă, ardei de ăsta usturatul și sănătate. Ceapă, ardei și murături și bulion. E gustoasă. Foarte, foarte gustoasă. Sunt 5 feluri de pește. Somn, caras, crap, șalău, mreană. Și rădăcinoase cu putere, țelină, păstârnac, pătrunjel, tot morcov, ceapă,
leuștean din abundență, borș de țară, de la o femeie bătrână de vreo 90 de ani. La cuptor făcut este șalăul. Avem crap. Marinata din crap. Marinata, care este foarte bună. Asta avem, vă zic eu. Avem brachia tradițională rusească, avem coliba. Avem coliba tradițională rusească. Pifteluțele din pește. Psionic, prăjitura tradițională rusească, lipii. Icre, ciorba de perișoare din pește. Avem gemuri de toate fructele, avem compoturi, murături, prăjituri, fasole cu ciolan acolo, varză cu afumătură, acel colac foarte frumos și pâinile specifice zonei noastre. Ceaunele care au dat în clocot au adunat zeci de pofticioși ademeniți de mirosurile și aromele îmbietoare. Cea mai apreciată a fost pastrama. Oamenii au stat la coadă pentru o porție pregătită ca pe vremea voievodului. La ce așteptați aici la rând? La pastrama. Ați aflat că e bună? Da, e foarte bună. E proaspătă. E berbecuț în spate, doar proaspăt pregătit. Foarte bun. O tochitură ciobănească, zice el. Excelentă, excelentă. Chiar sunt încântat de ce am cumpărat. Cum vi se pare? E foarte frumos. Foarte frumos. E bine că s-a organizat și în fiecare an se organizează asemenea spectacol. Și... Dar v-a fost greu să alegeți între atâtea bunătăți? Da, foarte greu. Foarte greu pentru că toți s-au străduit să vină cu ceva nou. Cum e pastrama? Foarte bună. Între toate bunătățile astea, ea v-a făcut cu ochiul. Să știți că nu numai asta, și fasolea. Chiar și fasolea. Ați gustat-o? Am gustat și fasolea, da. Toate produsele sunt nemaipomenite. Am preferat varza și cartofii tradițional românești. Cum vi se pare manifestarea? Beneficiem de o zi călduroasă de toamnă și, în primul rând, că stăm pe o cetate foarte veche, în județul nostru, adică suntem privilegiați de lucrul acesta. Ați vizitat și șantierul arheologic? Da. Și în același timp ne bucurăm și de o masă bună, pe măsură. Suntem pe un sit arheologic. Aici am vrut să facem acest festival pentru a renaște tradițiile ialomițene, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, Ialomița este un județ cultural și istoric. Ce ar fi zis Mihai Viteazul să vadă așa ceva? Aia cred că s-ar fi bucurat tare mult, mai ales că și Măriei Sale îi plăcea să mănânce o pulpă de batal și să bea o bărdăcuță de vin roșu. Ați reușit să aflați ce îi plăcea lui Mihai Viteazul cel mai mult să mănânce? Până la acest moment nu am reușit să aflu, probabil către sfârșit, după ce trec pe la toate standurile, o să înțeleg ce îi plăcea să mănânce. Dar bănuiesc că îi plăcea cam ce ne place și nouă astăzi. Adică sărmăluțe, pește, știu, dulciuri, mă rog, la momentul respectiv, ce se putea prepara atunci. Da, m-a impresionat până acum? M-a impresionat până acum, de fapt, toate standurile sunt extraordinare, mai ales când discutăm de copii care s-au implicat în pregătirea acestor rețete și care așteaptă cu mare nerăbdare să fie evaluați de către juriu. Este un eveniment deosebit, este a 7-a ediție, însă eu e prima dată când particip, reușesc să ajung la acest eveniment și sunt plăcut impresionat de oamenii care sunt aici, de modul în care socializează, de dorința lor de a prezenta, până la urmă, arta culinară românească, pentru că și noi avem ca popor specialitățile noastre cu care trebuie să ne mândrim. Foarte frumos. După ce s-au ospătat, oamenii s-au prins în hore și au petrecut până la lăsarea întunericului. Festivalul de tradiții culinare, care poartă numele Mamei domnitorului Mihai Viteazul, s-a aflat la cea de-a 7-a ediție și a adunat în concurs aproape 50 de echipaje din școlile și satele județului.